Stimați prieteni, bună ziua! Delegația partidului nostru, am ajuns aici la sesiunea de primăvară a Asambleei Parlamentare a Consiliului Europei. Suntem aici aleși locali și primari, Consiliul Municipal Chișinău, Ilean Cașu, Consiliul Municipal Bălți, Elena Grețco, primarul de Râșcani, Victor Băbgatico, primarul de Vulcănești, Victor Petrioglu, consilierul Raional Fălești, Eduard Pleșca, delegația partidului nostru cu un scop bine determinat să informăm oficialii Consiliului Europei despre presiunile la care sunt supuși zilnic aleșii locali din partea partidului de către regimul tălhăresc și mafiot al lui Plahotniuc la Chișinău. Am avut deja câteva întâlniri, vrem să remarcăm receptivitatea cu care această instituție europeană prestigioasă discută cu noi, facem un schimb de informații și noi suntem convinși că până la urmă va fi și o reacție, pentru că lucrurile nu mai pot continua în modul în care se desfășoară în Republica Moldova. Este o instituție respectuoasă care apără drepturile omului, democrația și statul de drept și prin aceste represiuni, anume aceste valori, sunt în mare și mare pericol în regimul lui Plahotniuc. Revenim regulat și mai târziu cu mai multe detalii pentru voi. Toate bune!